Noi susținem, PNL Argeș, că la rectificarea bugetară președintele Consiliului Județean Argeș a alocat bani discreționari. Încă o dată, președintele PSD-ist al Consiliului Județean Argeș a decis să politizeze bugetul județului. O arată foarte clar rectificarea bugetară, banii fiind alocați în mod arbitrar, doar pe criterii de partid, fără a se ține cont de nevoile reale ale comunităților. Primăriile chiar au nevoie de fonduri pentru a susține proiectele locale care privesc dezvoltarea mediului rural. Cu toate acestea, în cei peste 30 de ani de guvernare locală PSD-istă, repartiția fondurilor de la Consiliul Județean către unitățile administrativ-teritoriale s-a făcut doar pe criterii de culoare politică. Din păcate, nici anul 2024 nu face excepție. Propunerile Consiliului Județean o dovedesc. Repartizarea cotelor defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, s-a alocat doar 13% din buget către primăriile conduse de primari liberali. Mai concret, din totalul de propuneri la nivelul întregului județ, care însumează 46.916.000 de lei, primarii PNL vor primi pentru comunitățile lor doar 5.786.000 de lei. Și nu toți, ci doar 17 din cei 28 de primari în funcție. Acesta este motivul pentru care consilierii liberali județeni solicită Consiliului Județean Argeș să trateze cetățenii care locuiesc în comune conduse de liberal în mod echitabil, asigurând o rectificare bugetară echilibrată și obiectivă. Consilierii județeni liberali fac apel către Consiliul Județean Argeș să nu politizeze bugetul Argeșului, să nu politizeze drumurile județului, să nu condiționeze dezvoltarea comunelor de culoarea politică a primarilor. PNL Argeș solicită intrarea în normalitate și alocarea echilibrată a fondurilor pentru a asigura accesul tuturor la banii și la o dezvoltare corectă. Astăzi, consilierii județeni liberale au votat împotriva proiectului de buget propus de Consiliul Județean Argeș, prin care se repartiza în mod discreționar fiecare sumă doar pentru anumite comune și nu pentru toate cele care au trimis solicitări în vederea susținerii proiectelor de dezvoltare locală. Dacă aveți întrebări, cu siguranță vă vom răspunde. Este aici și colegul meu, consilierul județean Tică Emanuel, care a participat la acea ședință. În esență, istoria este următoarea. Partidul Național Liberal a depus amendamente la proiectul de buget propus de Consiliul Județean Argeș, amendamente care susțineau interesele localităților conduse de primari liberali. S-a votat de către majoritatea PSD-istă neintroducerea pe ordinea de zi a acestor amendamente. Prin urmare, nici nu s-au discutat, cu atât mai puțin să fie și luate în considerare. Prin urmare, consilierii liberali județeni au votat împotriva acestui proiect de buget. Dacă sunt întrebări, vă răspundem. Oricum, poziția Partidului Național Liberal este de condamnare a oricărei repartizări bugetare pe criterii de culoare politică. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc pentru prezență și vă ținem la curent cu desfășurarea evenimentelor. Mulțumesc.